de vineri iarna și intră în drepturi. Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori și viscol pentru partea de sud, începând din această seară de la ora 18 până pe 26 ianuarie la ora 18. În prima parte a intervalului, ninsorile vor fi abundente, stratul de zăpadă va depăși local 30-40 cm, iar vântul va sufla cu peste 70 de km la oră, viscolin și troieni în zăpada. În cursul zilei de sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică, viscolul se va intensifica în munteni, iar în județele Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Buzău, Brăila, temporar vor fi rafale ale vântului de peste 75-80 de km pe oră. Va ninge abundent, iar ninsoarea va fi puternic viscolită. Vremea se va răci, devenind geroasă în cursul nopților și al dimineților, mai ales în estul și sud-estul țării. Temperaturile se vor situa în jurul valorilor de minus 13 și minus 3 grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 25 de km pe oră din direcția vest. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 94%. Apele Dunării sunt în creștere cu 10-12 cm, cota probabilă fiind 60 cm.